Bună ziua și bine v-am regăsit din nou! Astăzi aș vrea să povestim puțin despre cum ne-a schimbat pandemia. Deoarece am citit foarte multe studii, începând chiar din luna martie anului trecut, am făcut așa o analiză corelată cu ce se întâmplă în cabinet, cu patologia și cu cazuistica pe care am avut-o în această perioadă. A fost o perioadă grea pentru toată lumea, în principal pentru părinți, pentru că schimbându-se foarte mult, inclusiv aspectele care țin de școală și de modul de școlarizare al copiilor noștri, clar a fost un impact puternic în familie. Cu cine lăsăm copiii pentru perioada de școală online? Au fost foarte multe variante, schimbările care sunt cu o viteză fantastică, adică dacă azi e valabil o chestie, peste două săptămâni se schimbă, ne-au adus într-o stare de iritare și de fără soluții de cele mai multe ori ca părinți. Pe urmă, toate patologiile pe care le-au ascuns acolo și care nu au fost reparate la momentul potrivit pot să fie din nou scormonite de trăirile din această perioadă prin care nu am mai trecut și pentru care nu avem modalități de adaptare. Este foarte important să știm că în momentul în care vedem ceva, vedem un comportament schimbat la copil, să încercăm să punem întrebări. Putem folosi toate modalitățile pe care le cunoaștem. Întrebările deschise sunt cele care ne pot ajuta pentru că aflăm mult mai multă informație. Care este diferența între o întrebare închisă și o întrebare deschisă? Întrebarea închisă e atunci când răspunsul este simplu, da sau nu, fără să mai adăugăm amănunte. Întrebarea deschisă este una care ne permite să aflăm și de desubturile la care poate nu ne-am gândit. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în ultimele zile, observăm foarte multă furie. Furie exprimată în moduri nepotrivite. De ce? Pentru că sunt mai bine de 12 luni de când emoțiile care sunt reprimate, nu neapărat de furie, poate să fie teamă, poate să fie îngrijorare, poate să fie o neputință, au în spate furie și atunci mai dezirabil parcă este să exprimăm furia decât să exprimăm neputința sau să încercăm să discutăm cu cineva despre neputința noastră. Frica este o trăire pe care o avem deja de peste un an de zile. Este frica pentru ce ni se poate întâmpla nouă din punct de vedere al sănătății, pentru ce ni se poate întâmpla celor din jur, raportat la sănătate, raportat la locul de muncă, raportat la ce se întâmplă cu copiii, pentru că toate acestea sunt realități pentru care noi nu am fost pregătiți cu niște soluții de dinainte. Patologia la cabinet este diversă și parcă din ce în ce mai complexă. Anxietatea, depresia, tulburările emoționale au o frecvență de adresare din ce în ce mai crescută și asta este un lucru bun. Doar că am observat asta, depresie și anxietate, foarte mult la copii. De fiecare dată când am vorbit despre copii și despre relația cu părinții, am insistat pe o relație de încredere care să fie construită și să fie bazată pe prietenie mai mult decât pe o relație de superioritate, pentru că atunci copilul va fi încurajat să vorbească despre ce simte. Sunt copii care în ultimele 12 luni au fost înconjurați de colectiv o lună și jumătate și atunci a fost perioada aceea grea din septembrie-octombrie în care au avut niște reguli stricte fără să se poată deplasa de la locul lor. Ei, acești copii lipsiți de interacțiunea cu cei de vârsta lor de o foarte lungă perioadă de timp pot să manifeste comportamente disfuncționale, iar dacă le sensizați este foarte bine să vă adresați unui coleg ca să le puteți repara din timp. Legat de felul de comunicare care de asemenea s-a schimbat în pandemie, noi știm că privitor la felul în care comunicăm, foarte puțin reprezintă partea verbală. Cea mai mare parte este comportamentul și comunicarea non-verbală. Iar în momentul în care fața noastră este acoperită, este foarte greu de a citi dincolo de masca fizică pe care o avem,
cu toate că mai avem și poate un rând sau două de măști emoționale pe care le purtăm. Și atunci, din nou, este un aspect care este important de evaluat pentru fiecare dintre noi. Se vorbește foarte mult de imunitate. Care sunt persoanele care pot să contacteze cu mai mare ușurință boala? Evident, sistemul imunitar este ceva care este prea puțin palpabil, dar zic eu, l-am putea corela în mod direct cu echilibrul emoțional. Și atunci putem spune că persoanele care au un echilibru emoțional bun au și o imunitate mai bună. De ce? Pentru că noi știm că teama, îngrijorarea, frica, depinde de intensitatea fiecăruia dintre ele, ne afectează puternic sănătatea. Pentru că acolo este un consum puternic de energie la ceva la care nu avem soluție. Deci, echilibrul emoțional bun este și o imunitate bună. În ultima perioadă am sesizat o adresabilitate a tinerilor, adulți și adolescenților, consumatori de alcool, tutun, droguri și jocuri de noroc. Din nou, sunt niște trăiri emoționale pe care nu le putem gestiona și care necesită soluții și discuții din ce în ce mai profunde. Lumea spune, am 40 de ani, da, dar în cei 40 de ani s-au strâns câteva gunoaie acolo în bruxăcelul pe care îl cărăm în spate și care necesită o reparare din punct de vedere emoțional, o evaluare, care de cele mai multe ori se poate face cu ajutorul specialistului. Interacțiunea cu ceilalți ne lipsește pentru că foarte mulți nu s-au întors încă la serviciu, muncesc de acasă. Interacțiunile sunt limitate și din motive de prevenție, de precauție, dar și din motive care țin de activitățile care parcă s-au schimbat, felul în care ne facem cumpărăturile, felul în care ne organizăm timpul, care evident se schimbă odată cu nevoia de adaptare la recomandările pe care le primim din partea autorităților. Sunt foarte multe emoții reprimate care în momentul în care stau acolo și se strâng, sunt ca o bombă cu ceas care pot să explodeze în orice moment. Și atunci nevoia de exprimare există și suntem din nou la limita despre comunicare pe care am pomenit-o anterior. O problematică care este foarte des ridicată este legată de timpul petrecut de copiii noștri în fața tabletei sau în fața calculatorului, mai ales pentru cei care încă sunt în școala online. Și pe urmă, evident, legat de partea de socializare. Astăzi am auzit o expresie care m-a durut, în condițiile în care părintele spunea că este limitat din punct de vedere al capacității de a-l supraveghea și proteja, și am auzit despre prietenul Google și prietenul YouTube. Sunt niște influențe care, nesupravegheate și nediscutate cu copilul, pot să fie cu impact negativ pe termen mediu și pe termen lung, chiar dacă noi acum nu realizăm acest lucru. Copiii petrec foarte mult în preajma gadgeturilor, în preajma ecranelor, inclusiv după orele de școală, când, nemaiputându-se întâlni cu prietenii lor, comunică prin WhatsApp, prin diverse modalități de a se vedea, și interacțiunile lor sunt puternic influențate de această modalitate, prin telefon sau prin calculator. Vine primăvara și putem folosi acest timp în încercarea de a ieși de sub dominanța electronicelor și să folosim timpul pe care îl avem, atât de puțin cât este el, în afara casei. Căutați activități cu copiii în afara casei. Este foarte important să nu ne transformăm în cei care își distrează copiii permanent, dar să ne amintim de nevoile pe care le au copiii, de nevoi de interacțiune directă și nevoi de interacțiune în afara casei. Sunt limitate și interacțiunile din parc, dar cu siguranță se poate găsi o modalitate în care putem să acoperim nevoile lor de a interacționa cu prieteni, cu copii de vârsta lor.
Foarte des mi s-au cerut recomandări, ce e de făcut. Nu e de făcut nimic special decât ceea ce facem noi în mod normal. Este foarte important să păstrăm recomandările legate de igienă. Este foarte important să ne spălăm pe mâini, nu atât de mult să ne dezinfectăm pe mâini, pentru că deja există foarte multă cazuistică la copii când vin cu dermatite de contact în urma dezinfectantelor de la școală, care devin agresive la un moment dat pentru pielea copilului. Dar spălatul pe mâini cu un săpun făcut în casă, de exemplu, care ne poate proteja pielea, este de dorit. Este foarte important să avem o activitate în afara casei, după cum spuneam, să avem o alimentație corectă, fără să renunțăm la acel echilibru între aport și consum. Sunt foarte mulți copii care au luat în greutate în perioada aceasta pentru că ei nu mai au activitatea de din afara casei legată de urcat de scări, mersul la școală, venitul de la școală, și atunci petrecând foarte mult timp în casă și păstrând același mod de alimentație, creăm un dezechilibru, iar ceea ce este surplus va fi dăunător pe termen mediu și pe termen lung. În ceea ce privește recomandările, sunt niște recomandări generale, pentru că suntem lipsiți de o soluție universală pe care să o putem aplica. Foarte important este să păstrăm conexiunile sociale, evident respectând măsurile pe care le-am primit pe la autorități în măsura în care este posibil. Să ne păstrăm obiceiurile sănătoase legate de alimentație, legate de mișcare și legate de somn. Petrecem foarte mult timp în fața calculatorului, în fața televizorului cu filme, iar acest lucru poate să influențeze somnul de care avem atât de multă nevoie. Generație cu generație, dacă la un moment dat copiii se culcau la ora 9, acum somnul apare undeva în jur de 10, 11, chiar 12 pentru copii din gimnaziu, ceea ce nu este un avantaj pe termen mediu și pe termen lung. Foarte important este să ne luăm atunci știrile din surse pe care le considerăm corecte și, țineți minte, atunci când este nevoie, apelați la ajutor specializat. Să fim sănătoși și echilibrați emoțional.